Vreme instabilă și temperaturi caniculare, asta anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru următoarele zile, potrivit căruia cerul va fi variabil, iar pe arii restrânse vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice și vânt puternic. Cu toate acestea, maxima va ajunge până la plus 35 de grade. Marți, în partea de nord a țării, se vor înregistra valori de până la plus 30 de grade Celsius, în centrul Moldovei și în capitală vor fi între plus 28 și plus 31 de grade, iar la sud maxima va urca până la plus 32 de grade Celsius. Pe timp de noapte, valorile termice vor oscila între plus 15 și plus 20 de grade. Miercuri și joi, atât minima cât și maxima vor urca cu câte 2 grade. Ce ține de precipitații, acestea sunt anunțate doar în partea de nord a Moldovei. Ploile de scurtă durată însoțite de descărcări electrice și vijelii vor cuprinde întreg teritoriul țării de vineri, când maxima se va încadra între plus 30 și plus 35 de grade Celsius.